ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 29 iunie 2022. Și am zis, tot nu mai am de făcut mare lucru, hai să facem câte un film. Și despre ce e vorba? În ultimele filme care le-am făcut, la ultimele filme, făceam roi, da? Prezentam roi, punerea bocilor, acceptarea lor, și așa mai departe. Între timp, acele roiuri care le-am format atunci, măcii s-au împerecheat, au început să depună ouă și acum ne ocupăm de îngrijirea acestor roi. Odată la 2-3 zile primesc și ulei esențial. Aceștia în 2 zile îl cam curăță aceste colonii. Azi nu vor primi, mâine îl dau la toată lumea. Azi e doar filmarea. Nu, și să mă uit să vi-l prezint. Ca în fiecare an se întâmplă să am câte o matcă care îmi place mai îndeoseb și este și deosebită. Și anul acesta m-am oprit la această matcă. Mama ei este matca roșie. Și este un roi artificial. Acum, îngrijirea roilor, să știți că are mai multe aspecte. Bineînțeles, primul aspect ar fi mâncarea. Când formăm un roi, acest roi nu poate să plece la cules. Și în acel moment este nevoie de mâncare. Al doilea aspect important este tratamentul. O să vedeți pe grupuri sau diferite persoane care nu recomandă tratamentele în cules, că ai lua miere și este contaminat. Dar povestea se schimbă în cazul roilor, fiindcă aceștia trebuie să stea sub tratament, că îți permiți acum, în această perioadă, o bandă cu amitraz, cu taufavilan sau cu acizi oxalici, sau depinde, oxalicul, fiindcă formicul e prea agresiv din cauza temperaturilor, dar oxalicul e indicat. Bun. Deci, acesta este un roi artificial format cu o matcă obținută prin transvazare. O matcă obținută în prezența altei regine. E o metodă de a obține regine, nu neapărat proprie. Ideea a plecat de la profesorul Ursu și eu am continuat cu dezvoltarea. Deci, roiul a primit rama cu mâncare. Aceasta este, chiar dacă îi trebuie sau nu, această ramă cu miere o are la dispoziție tot timpul și nu... și acest roi artificial nu simte lipsa de hrană. Bun, asta este de nelipsit când formezi un roi sau când îngrijești un roi, chiar dacă l-ai cumpărat. Al doilea aspect e această sticluță, care acum e goală, dar mâine se va umple. Odată umplu la 2 zile, odată la 3 zile. Acesta imită cules. Pe lângă că folosesc uleiuri esențiale, el
are rolul de a imita culesul slab de întreținere, nu cel abundent, pentru a da o informație măcii că totuși vine ceva din exterior. Hrana de stres este aici, deci mierea, care e cămara de fapt și dă coloniei de albine senzația de, să zic așa, de saturație, adică are miere suficient. Așa, chiar dacă mă repet, o să o zic. Acum, tratamentele. Eu nu zic să folosiți ce folosesc eu, de exemplu, oxalic. Aici avem benz cu oxalic cu glicerină, pe care le folosesc eu ca tratament. Acestea au rolul antivaroa și oxalic acționează și antinosemoza. Acum sunt contradictorii, dar nu contează, sunt păreri contradictorii. Iar în siropul care și stimulează și e și ulei esențial, asigur sănătatea albinei și și antivaro. Bun. Acum trecem mai departe. Este destul de complicat să mai construiesc acum foi din această perioadă, greu mai construiesc foi, dar care o face, o face din necesitate. Și ne vom uita pe această ramă, este dată așa ca surplus, dar nu cred că o să mai construiască mare lucru la ea. Albinele din această perioadă cam termină cu construitul. Apare propolisul. Apare propolisul și odată cu propolisul încetează această construcție. Poate mai e câte o colonie care construiește, dar în general se cam termină cu această construcție. Aici avem o ramă mai veche, dar măcile, acestea le preferă. Eu am topit o parte din ramea asta și voi mai topi. Aici a început să eclozeze puietul deja acestei regine. Un puiet de calitate și are coroniță de miere și arată bine. Atât că această ramă deja este cam neagră și va fi dată la o parte cât mai curând posibil, dar deocamdată lăsăm să mai depună o matcaie. Fiind roi artificial, o să mai faceți, mai folosim și rane mai negre, care au mai rămas prin stupină, că prea multe nu mai am topit o mare parte din ele. Bun. Puietul este de calitate, matca de calitate, deci am obținut o matcă foarte bună. Acum, importanța mare o ai să poți obține puiet cât mai mult și cât mai tânăr și fără urme de blocaj, care aici foarte fain a eclozat puiet. Albina cu care s-a format roiul a murit, s-a rămas albina care eclozează acum tânără. Larve avem și ouă, după ce a eclozat albina. În mod normal aici aș închide, adică aș opri cercetarea în colonia respectivă, fiindcă deja știu că totul e în regulă, dar pentru filmare vom merge mai departe. De preferat, n-ai văzut matcă, ai văzut ouă, totul e în regulă, închizi stupul la loc și gata, nu mai ai ce să vezi.
ca apicultor care știe ce se uită în stuc, dar ca privitor ești interesat oare ce este mai departe. Așa că ne vom uita mai departe. Mare atenție, o albină foarte faină, blândă. Aici începe căpăcirea, de aceea se vede așa câteva pe centru acolo, căpăcită, și încet, încet va fi căpăcită. În timpul zilei de azi vor fi căpăcite majoritatea celulelor, deci pui, foarte frumos, foarte frumos. Dacă mă întrebați pe mine pe cât va ierna, deja știu că în 4-5 rame va ierna. Dar mai avem și surprize când va fi o explozie de puieri. Aici avem o ramă, iar foarte faină. Această ramă a fost dată cu puiet căpăcit. A ecluzat o rundă și deja a venit următoarea rundă de la matca respectivă. Foarte bine arată. Foarte bine, este un roi foarte frumos, de 4-5 rame de puiet, arată foarte bine, este în regulă, totul. Da, este exact cum trebuie să fie. Vedeți, calitatea puietului este foarte, foarte bună. Și aici avem iară larve și matca. Matca foarte, foarte mare. Urcă în sus, prespectează. Hai că nu vin cu ea, țin foarte mult la ea. Se descurcă foarte bine. Bun, deci acesta este un roi artificial, creat cu matcă obținută prin transvazare. Împerecherea s-a făcut în acest roi. Iau să văd dacă și parama aceasta lucrează, are un pic de păstură, ramă albă, un pic de mâncare. Bun, probabil matca va lucra încă 2 luni de zile, fiind tânără, are un aport mai bun de muncă. Așa, cantitatea de puiet contează foarte mult în această perioadă. Sunt familii în care nu o să mai găsiți 5 rame de puiet, adică puiet așa, să fie cât de cât. Măcile încep să-și reducă ponta. În schimb, aceste regine tinere vor lucra foarte fain. Se poate jongla cu puietul dacă doriți. Să duceți puiet larvar într-o familie mai mare, să aduceți puiet căpăcit aici, ăsta crește și acolo.
Dar eu personal anul acesta nu mă mai joc așa cu cuietul. Așa. Am redus lucrul în stupină foarte mult. Doar vedeți că nu, nici nu ai ce să faci. Singurul lucru care la această colonie îl voi face încă 2-3 săptămâni, vin doar cu acele sticluțe cu ulei esențial. Și cam asta este. Foarte redusă activitatea în stup. Este stupină, că nu ai ce să mai faci. Doar cei care vor să mai obțină regine sau... Dar eu consider că deja e târziu. E târziu pentru o regină până se dezvoltă, până se împerechează. Eu consider că e târziu. Doar se schimb, se introduce în familii cu probleme care oricum deja ar trebui să fie încheiată treaba. Bun, mai facem un film cu un roi natural. Asta e un roi artificial.